Bine ați venit la etalarea pentru ascendent lună soare în Berbec pentru luna decembrie. Vă rog să-mi scuzați Tusean, nu pot reveni încă. Dacă eventual voi bruia puțin etalarea. Și haideți să vedem ce avem pentru Berbeci. Avem asul de cupe, 4 de monede, 3 de bute și 8 de monede. La bază avem 2 de monede, încercați să vă reveniți financiar voi. Și 2 de cupe, o relație frumoasă cu cei din casă, ceva la care voi nu discutați prea mult. Și cred că veți face niște cheltuieli pentru copii. Ceva la care este poate neașteptat, bineînțeles, acum vin sărbătorile. Dar e ceva neașteptat. Haideți să vedem ce avem clarificare. Ce vrea să-mi spună acest as de cupe? Cu siguranță este creativitatea și vom merge acum pe creativitate și ce oportunități aveți pentru că aici sunt noi oportunități. 8 de monede pe care le avem aici. Va trebui să găsiți acele oportunități pentru că vor fi va fi ceva financiar un câștig financiar. 4 de monede blocajul pe care îl aveți aici. 9 de cupe să știți că vi se deschid toate blocajele posibile. Um, Aici îmi spune un progres și un succes care poate fi obținut în tot ceea ce vei face. Fie că este carieră, fie este afacerea ta. Dar cu siguranță oportunitatea de a câștiga va veni aici cu siguranță. Și e posibil în același moment, atunci când am de-a face cu patru de monede, să fie vorba despre o problemă legată de o proprietate. Și aici se găsesc soluții legate de acea proprietate. 5 de monede, 3 de bute, ceva la care voi poate nu ați făcut tocmai o planificare și veți cheltui. Și 8 de monede cu 8 de spade. Vă este teamă dacă ceea ce vă doriți cu adevărat nu se întâmplă. Ar fi bine să vă, să vă puneți pur și simplu energia numai pentru ceva bun pentru că cu siguranță veți prospera aici. Judecata era timpul să se schimbe ceva pentru voi. Asul de bute este ca o renaștere a voastră, ați așteptat acest moment. Încă nu aveți nicio noutate, dar veți avea și e posibil să aveți chiar pe la jumătatea lunii. Sau posibil să vi se spună că Va trebui să mai investiți în ceva sau să plătiți niște taxe, ceva de genul acesta, pentru a se rezolva niște probleme. Iar aici justiția se face dreptate pentru că asta face justiția. Acel echilibru pe care îl aveți aici cu doi de monede, de fapt îl aveți în justiția, ceea ce înseamnă că universul este de partea voastră. <coughs> V-am spus eu că mai băiesc cât de cât. Dar asta eu nu scap de o dusă, de aceea nu am făcut filmări. Iar aici aveți steaua, îndrăgostiții. Vi se ivește niște soluții clare. Cineva care are puterea magică de a le schimba. Vreau să văd ce aveți acum în fluxul financiar. Cu siguranță va fi, deci. Posibil pentru unii dintre voi încă o dată să cheltuiți ceva, poate pentru cei din casă sau, știu eu, pentru copiii voștri, genul acesta de energie pe care o aveți aici. Și aș dori aici optul acesta de spade să-l clarific. Mai puțin. Cavalerul de cupe, justiția din nou și 8 de bute. Vor veni niște mesaje la voi aici. Este um, ceva legat de o comunicare și am senzația că poate fi ceva neașteptat, o schimbare, ceva de genul acesta. care de fapt ești implicat voluntar pentru că ai pajul acesta de cupe, deci o faci din dragoste, o faci pentru că vrei să faci bine. Dar chiar dacă acele lucruri nu au legătură cu tine, ești un pic dezamăgit și posibil pentru unii dintre voi să încercați să fiți taciturni, să nu comunicați absolut deloc dacă aveți de-a face cu niște tensiuni inutile, cu ocazii jenante sau poate chiar cineva care încearcă să vă aducă într-o poziție jenantă. Deci, Cred că cel mai bine este să rămâne tăcut pentru a evita orice controversă inutilă, pentru că asta face aici și lăsați universul să facă dreptate în favoarea voastră. Dar cu siguranță se, ve, va, auzi, se va auzi sau pur și simplu va veni către voi. Iar aici aveți asul de cupe, ceva la care... Vedeți, aveți și judecata asul de cupe, iarăși asul de cupe aici. Ceva care vă frământă, care poate nu vă dă pace, somn. E o tensiune, o dezamăgire, o resimțire din viața personală, cum ar veni. Haideți să vedem ce aveți aici, ce vă dă Universul de fapt. ceva care se repetă în continuu. Iar aici, ten of Springs uh, și 10 de primăvară. Da. Deci, aici vă spune pur și simplu să cereți ajutorul celorlalți pentru că aveți foarte multe responsabilități. E un fel de a vi se spune să luați o pauză, toată lumea e o pauză. Iar aici, uh, aveți un succes extraordinar de bun, este un succes remarcabil, pentru că știți, cu alte cuvinte să, să organizați, să puteți să țineți toate acele lucruri, multitasking, deci absolut totul puteți controla. Dar cu siguranță vor fi evenimente neașteptate. Și aceste evenimente neașteptate sunt acest opt de bâte la care nu vă așteptați. Dar încă o dată, justiția de două ori înseamnă că ceva se întâmplă și poate că cineva din semnul balanței vă ajută cu ceva, ascendent lună-soare în balanță. Vom avea o carte din oracolul îndrăgostiților, să vedem ce avem pentru voi. separare. Asta înseamnă că unul din voi pleacă într-o călătorie, pentru cei care sunteți căsătoriți sau deja într-o relație, nu este o separare în sine, ci este pur și simplu o îndepărtare față de persoana pe care o aveți cu voi, iar cei care sunteți singuri înseamnă că sunteți la o mare depărtare față de persoana iubită. Ai încredere? Aici spune că situația respectivă să ai încredere și e posibil pentru unii dintre voi, mai ales cei care sunteți singuri, să aveți de-a face cu un moment foarte frumos în dragoste. Deci, pentru unii, aici poate fi o căsătorie, poate fi o logodnă sau poate fi, într-adevăr, mutarea împreună a unui cuplu pentru a încerca să să se știe unul pe celălalt. Vreau să vă puneți o întrebare și răspunsul la acea întrebare o aveți din acest pachet. Oricare ar fi acea întrebare, vă rog să vă gândiți la o întrebare și fiți corecți, adică acceptați ceea ce vi se dă. Ups, și vă spune dacă tu crezi. Asta este răspunsul. Numai dacă tu crezi. Vom mai avea încă o carte. Pentru unii dintre voi este un nu, dar nu este un nu categoric. Deci este un nu. Să vedem de ce îl avem pe acest nu. Nu ar trebui să vă îngrijorați. Este ca și cum vă spune să aveți răbdare. Ce vrea să-mi spună? Să vă ascultați intuiția, pentru că voi deja știți răspunsul. Iar aici o rezoluție pacifică. Îmi pace cu voi. Deci este ceva la care orice ar fi va fi bine până la sfârșit. Dar aveți, aveți încredere în intuiția voastră. E ceva foarte frumos aici. Ce mai avem aici din cărțile? Cred că asta ar fi cel mai bun acum. Ia haideți să vedem ce avem aici pentru voi, hotspack. Și aici, încă o dată vă spune să aveți încredere în intuiția voastră și să aveți curaj să acționați în orice. Evitați să folosiți cuvinte dure, chiar ceartă, pentru că voi, ca intuiție, aveți dreptate, știți despre ce este vorba, dar lăsați Universul. Cereți Universului să rezolve problema atunci când nu puteți voi să o rezolvați. Evită controversele inutile pentru că deja știi care este răspunsul. Ai șamanul. Și ai curaj să înfrunți. Ce ți se dă? Doamne, the maiden și the phone un succes la care nu te aștepți. Cadoul care ți s-a promis de la Univers. O mare surpriză pe care o veți avea. Surpriza surprizelor. Foarte frumoasă etalarea. Dar să aveți curajul în orice și să înfruntați, dar fără un vocabular dur. Pentru că Vă aduce aici la un succes. The Sage. Știți care este adevărul, știți ce trebuie să faceți și cu siguranță veți reuși. Numai bine, la revedere și vă mulțumesc și vă aștept cu mare drag pe site-ul meu.